Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001. La ședință absentează domnul consilier județean Stoica Mihai de la PNL, înțeleg că are concediu medical, de la PSD domnul Murariu Vasile, de asemenea în concediu, domnul Hopșa de la Partidul Național Liberal în concediu, înțeleg, domnul Ciudin de asemenea și domnul Boca Doinel de asemenea. Constatând că la această ședință sunt prezenți 30 de consilieri județeni din totalul de 35 consilieri în funcție, inclusiv președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 Administrației Publice Locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței anterioare desfășurată în data de 24 august 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 30. Cu 30 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât cu permisiunea dumneavoastră nu o să-i mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unei unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care urmează să fie analizat la punctul 12 al ordinii de zi, înaintea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2016, care urmează a fi renumerotat. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să vă facă o precizare. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederi legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței, nerespectarea acestor prevederi legale, atrăgând nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Până acum nimeni nu s-a pronunțat. Este cineva? Domnul Manoliu. La ce anume? La buget. Domnul Manoliu, la buget. Apăsați acolo, domnul Manoliu, și spuneți. La buget, da? Vă rog să mă atenți. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea unor tarife din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Aveți amenda? Scuze. De acord. Vă rog. Grupul consilierilor PNR, având în vedere prioritatea pe care fiecare parte din cele pe care le reprezentăm aici au pentru educație și cultură, propunem ca pentru elevi și studenți intrarea în expoziție să fie gratuită. Pare pe termen scurt o pierdere, dar pe termen lung este un câștig. De acord. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 30. Cu 30 de voturi pentru, amendamentul a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de Administrație ale Unităților de Învățământ Special din județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Fiind vorba de un vot cu privire la persoană, este necesar să recurgem la vot secret.
Vă prezint următoarea procedură de vot prevăzută de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților, vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele candidatului pe care dorește să îl aleagă. De asemenea, propun că această procedură să fie valabilă și la punctele 3, 4 și 5 ale ordinii de zi. Supun la vot aceste propuneri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, procedura de vot secret a fost aprobată. Vă invit să faceți propuneri pentru a fi înscrise pe buletinele de vot, cu mențiunea că pentru Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț se propune desemnarea unui singur reprezentant al Consiliului Județean Neamț, iar pentru celelalte unități de învățământ special se vor desemna câte două persoane. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca Piatra Neamț, din partea majorității, domnul Pușcașu Neculai și domnul Grigoraș Gheorghe. Pentru... Mai sunt alte propuneri? Nu. Da. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, din partea PSD, domnul Manoliu Udan. Nu mai avem alte propuneri. Din partea Partidului Național Liberal, de doamna consilieră Județean Mișciu. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, din partea PSD, domnul Nica Vasile. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, din partea PSD, doamna Ciubotaru Mădălina. Din partea PNR, doamna Paru Zabriela. Urmează ca buletinele de vot să fie multiplicate. Rog Comisia de Validare să demareze procedura de vot. O să... Mai mult, se fac mai multe bulete. Se facă toate pentru cele pachetul. Ca să nu mai pierdem timpul. Păi, da, asta spun. Mergem mai departe. 3, 4 și 5 se facă toate buletinele. Nu, nu, nu. Până face buletinele astea, mergem mai departe, ajungem la... La 3, mergem la punctul. Da. Supun la vot să mergem mai departe. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul adunării generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul adunării generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău, este necesar să recurgem la vot secret. După cum probabil ați observat din expunerea de motive, am făcut deja o propunere în persoana domnului Dănuț Andrușcă. Alte propuneri? În partea PNL, domnul consilier județean Triboi Gheorghe. Triboi Gheorghe? Deci citiți buletinul la școli, ca să-l dăm la motivat între timp. Buletinul pentru școli. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca Piatra Neamț. Domnul Pușcașu Neculai, domnul Grigoraș Gheorghe și doamna Banu Gabriela. Vor rămâne doar două opțiuni. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, domnul Manoliu Udan și doamna Ișciuc Mihaela Elena. Vor rămâne tot două. La Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, domnul Nica Vasile și domnul Ciudin Mircea. Aici va rămâne decât o singură opțiune.
și la Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, doamna Ciubotaru Mădălina Veronica și doamna Banu Gabriela, vor rămâne două opțiuni. Putem să-l dăm la multiplicat, da? Și pentru grupul de acțiune locală, domnul Dănuț Andrușcă și domnul Gheorghe Triboi, rămâne o singură opțiune. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de Administrație ale instituțiilor de cultură de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. În cazul acestui proiect se propune desemnarea către un reprezentant al Consiliului Județean Neamț în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene G.T. Chirilianu Neamț și în Consiliul Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, respectiv desemnarea câte două persoane în Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț și Centrul pentru Culture și Arte Carmen Seculare Neamț. Vă invit să faceți propuneri spre a fi înscrise în buletinele de vot. Pentru Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene G.T. Chirilianu Neamț. Din partea PSD, doamna Ioana Iordache. Din partea PNL, domnul Consiliu Județean Stavarache Valentin. Pentru Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț. Doamna Oana Bulai. Pentru Consiliul Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț. Din partea PSD, domnul Ciprian Istrate. Din partea PNL, domnul consilier Popșa Florin. Poftim. Pentru Consiliul de Administrație al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, domnul Radu Tudorel și doamna Avasiloaiei Angelica. Din partea PNL, o singură propunere, domnul consilier Județean Nichita Mares. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Fiind vorba de un vot cu privire la persoane, este necesar să recurgem la vot secret. Vă invit să faceți propuneri. Din partea PSD, domnul Murariu Vasile. Din partea PNL, doamna consilier Banu Gabriela. Multiplicăm. Punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 120/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Tineretul Ortodox Român, filiala Piatra Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Amendamente? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Amendamente? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Ați gata? Avem la școală. Avem la școală. Dacă nu se merge... Hai că... Da. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Industrie. Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Organizare și Dezvoltare Urbanistică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 30. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Citiți buletinul nostru alte ultime. Asta este cu instituțiile de cultură. La instituțiile de cultură. Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu Neamț, doamna Ioana Iordache și domnul Valentin Constantin Stavarache. Aici trebuie să rămână o singură variantă. La Complexul Muzeal Județean Neamț, doamna Oana Gianina Bulai și domnul Gheorghe Triboi. Aici două. La Teatrul Tineretului Piatra Neamț, domnul Ciprian Istrate și domnul Florin Adrian Hopșa. Aici rămâne o singură opțiune. Și la Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, domnul Radu Tudorel, doamna Vasiloaie Angelica și domnul Nechita Marius Mihai. Și rămân două opțiuni. În regulă putem multiplica, da? Și la Căjăraie. Și la Căjăraie, domnul Murariu Vasile și doamna Banu Gabriela, rămâne o singură opțiune. Domnul președinte, avem două buletine de vot, se poate merge la prima zi. Dăm drumul? La ăsta nu se poate. Haideți să... Ar fi bine să menționați acolo unde trebuie să rămână două opțiuni sau una, ca să nu... Scrie. Asta va citi domnul. Scrie pe voi. Deci, comisia de validare, dacă... Comisia de validare. Avem primele două... Da. Să vă dau exprimarea și una să ziceți ordinea, ca eu să le pregătesc. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
Se abține cineva? 10. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea reducerii capacității de cazare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Buget. Domnul președinte, Comisia de Buget avizează favorabil, dar la comisie li s-au făcut propuneri de o listă de rectificări la proiectul de hotărâre. Noi ne-am discutat în cadrul comisiei, ne-am pus la dispoziție. Probabil au făcut toate comisiile. Da. Apreciați cum este rectificat. Deci, în cadrul comisiilor, această listă la noi la buget a fost însușită. Da. În regulă. Comisia Cultură. Aveți favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre cu rectificările prezentate în comisiile de specialitate. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unei unități de cult din județul Neamț, partidând cultelor religioase recunoscute din România. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Două voturi. Amendamente. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La... Vă rog. Mulțumesc, doamna consilier. Aici, la acest proiect, nu am solicitat documente suplimentare la acest proiect și le-am primit în ultimul moment, de-aia am și suplimentat cu acest proiect. Mulțumesc. La punctul 13 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Nu permitea să fie inclus și ultimul proiect de hotărâre la punctul 13. Asocierea care a apărut peste. Este. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Amendamente. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Se abține cineva? Cu 30 de voturi. 29. Cu 29, da. Domnul Manoliu nu a votat. Ne întoarcem la... Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Ne întoarcem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Pagina 3, da. Invit membrii Comisiei de Validare, invit președintele Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul votului secret. Este vorba despre grupul de acțiune locală. Nu, nu, nu,
Este vorba despre școli. Procentul de parte din rezultat de votul lui exprimat în desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație a Unităților de Învățământ Special de Județul Neamț. În conformitate cu prevederea legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, comisia de validare aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 135/4/2016, cu modificările și completările ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi, 8 septembrie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat prin desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație a Unităților de Învățământ Special de Județul Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot. A. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț. Pușcașul Nicolae. Grigoraș Gheorghe. Panu Gabriel. B. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman. Manoli Butan, Isciu, Mihaela Elena. C. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț. Nica Vasile, Ciubin Mircea. D. Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare. Cibotarul Mădărina Veronica, Banu Gabriela. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost exprimate 30 de voturi, valabile exprimate 30 voturi, nu s-au înregistrat voturi nule. S-au obținut următoarele rezultate. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț. Pușcașul Nicolae, 24 voturi pentru. Grigoraș Gheorghe, 24 voturi pentru. Banu Gabriela, 10 voturi pentru. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, Manolin Lutan, 25 voturi pentru. Isciu Mihaela Elena, 27 voturi pentru. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Nica Vasile, 20 voturi pentru. Ciudir Mircea, 11 voturi pentru. Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Ciubotarul Mădărina Veronica, 23 voturi pentru. Banu Gabriela, 27 voturi pentru. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi raportat la majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată desemnarea ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, a domnului Pușcașu Nicolae și a domnului Grigoraș Gheorghe, Consiliul de Administrație a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, a domnului Manolin Butan și a doamnei Isciu Mihaela Elena, Consiliul de Administrație a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, a domnului Nica Vasile, Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare, a doamnei Ciubotaru Mădărina Veronica și a doamnei Banu Gabriela. Terminează toți membrii Consiliului de Administrație. Mulțumesc, domnul președinte. Invit președintele Comisiei... Să vă spun la vot, da, scuze. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Pe al treilea punct al ordinii de zi, invit președintele Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul votului secret pentru grupul de acțiune locală Ceahlău. Proces de bază din rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul adunării generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean numărul 135/4/2016, cu modificările și completările ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi, 8 septembrie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul adunării generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot Dănuț Andușcă, Gheorghe Triboi. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 29 voturi exprimate. 29 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Dănuța Andrușcă, 19 voturi, Gheorghe Tripoi, 10 voturi. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi raportat la majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată desemnarea ca reprezentant al Consiliului Județean în cadrul adunării generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău a domnului Dănuț Andrușcă. Semnează toți membrii Comisiei de Validare.
Mulțumesc, domnul președinte. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație ale instituțiilor de cultură de interes județean. Invit președintele Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul votului secret. Procent de 4 de rezultate de voturi exprimat pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație ale instituțiilor de cultură de interes județean. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 135 din 4 iulie 2016 cu modificări și completările ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi, 8 septembrie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație ale instituțiilor de cultură de interes județean. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot. A. Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu Neamț, Ioana Iotache, Valentin Constantin Stavarache. B. Complexul Muzeal Județean Neamț, Oana Gianina Bulai, Gheorghe Triboi. C. Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Ciprian Istrate, Florin Adrian Copșa. D. Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare, Radu Tudorel, Abasiloaiei Angelica, Nechita Marius Mihai. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 30 de voturi exprimate, 27 voturi sunt valabile, 3 voturi au fost anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu Neamț, Ioana Iotache, 18 voturi pentru, Valentin Constantin Stavarache, 9 voturi pentru. Complexul Muzeal Județean Neamț, Oana Cedina Bulai, 23 voturi pentru, Gheorghe Trigoi, 23 voturi pentru. Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Ciprian Istrate, 18 voturi pentru, Florin Adrian Copșa, 9 voturi pentru. Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare, Radu Tudorel, 20 voturi pentru, Avasiloaie Angelica, 21 voturi pentru, Necheta Marius Mihai, 9 voturi pentru. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi raportat la majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată desemnarea ca reprezentant al Consiliului Județean în cadru Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene G.T. Chirileanu Neamț a doamnei Ioana Iotache, Consiliul de Administrație a Complexului Muzeal Județean a doamnei Ioana Celina Bulai și a domnului Gheorghe Triboi, Consiliul de Administrație a Teatrului Tineretului Piatra Neamț a domnului Ciprian Istrate, Consiliul de Administrație a Centrului pentru Cultură și Arte Carme Seculare a domnului Radu Tudorel și a doamnei Avasiloaie Angelica. Semnează toți membrii Comisiei de Validare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț. Invit președintele Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul votului secret. Procent de față de rezultatele votului exprimat privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 135 din 4 iulie 2016, cu modificări și completări ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi, 8 septembrie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletine de vot Murariu Vasile, Banu Gabriela. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 30 de voturi exprimate, 29 voturi sunt valabile, un vot a fost anulat. S-au obținut următoarele rezultate. Murariu Vasile, 19 voturi pentru, Banu Gabriela, 10 voturi pentru.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi la totala majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată desemnarea ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț prin cadrul Consiliarizației a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, a domnului Murariu Vasil. Semnează toți membrii Comisiei de Validare. Mulțumesc, domnul președinte. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? 30. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Nemai fiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței. Domnule președinte, la camera vedeți, suntem și vă rog. Vă rog. Deci, domnule președinte, stimați colegi, aș vrea din nou să vă reazăm în atenție, vă aducă prin avertea din partea mea și a locuitorilor din zona Roman, vis-a-vis de situația aparat vestitului, acum aparat de radiologie, de la Spitalul Municipal de Urgență. Așa cum vă spuneam și în ultima ședință ordinară luna trecută, începând cu data de 1 septembrie, datorită nerespectării condițiilor contractuale, mai exact, neachitării cele de-a doua tranșe, vor începe să portă penalități. Penalitățile sunt în cuantum de 0,1% pe zi. Un calcul scurt ne arată că Spitalul Municipal va fi pus în situație de a plăti 5 milioane de lei vechi pe zi, înseamnă 150 milioane de lei vechi pe lună. În urma promisiunii pe care dumneavoastră, domnule președinte, ne-a făcut-o în cerința trecută ordinară, cum că până astăzi vezi o soluție privind alocarea acestei cele de-a doua tranșii, conducerea Spitalului Municipal Roman a făcut un regaz de la firma producătoare a patrulei aerogeni privind amânarea impunerii penalităților. Am înțeles. În ședința de astăzi. Da. Întrebarea mea era pentru aparatul specialitate a Consiliului Județean. Câți bani am dat până acum? 500 de mii. Câți bani au dat primăria? 480. Primăria Roman, câți bani au dat acolo? Știți? Aveți cunoștință? Niciun ban? Nu. Îmi pare rău. Aștept un gest din partea primarului Romanului, în subordinea căruia e Spitalul Municipal Roman, să vină cu niște bani și el la aparatul ăsta, după care și noi, Consiliul Județean, sigur, ne interesează să ajutăm Spitalul Municipal din Roman, însă aș vrea să văd un pic de bunăvoință și din partea primarului Romanului. Județul Neamț, Consiliul Județean a dat 500 de mii. Consiliul Județean Neamț a dat 500 de mii. Municipiul Roman, primăria municipiului Roman, a dat 0 lei. Îl rog pe primarul Romanului, fac un apel, să contribuie și el cu niște bani la acest aparat în subordinea căruia e Spitalul Municipal, după care și noi, Consiliul Județean, venim și punem umărul atât cât trebuie. Eu zic că e o soluție să găsească și primarul Romanului o sumă să vină să contribuie și el, pentru că eu înțeleg că trebuie să ajutăm Spitalul din Roman și o facem. Drept dovadă am făcut-o și am alocat 500 de mii pentru acest aparat. Însă eu cred că și primarul municipiului Romanului și primăria Romanului trebuie să vină cu o sumă să ajute acolo. Fac un apel public către primarul Romanului să găsească o soluție în bugetul primăriei Romanului, să aloce o sumă de bani, după care venim și noi Consiliul Județean, sigur. Dacă îmi permiteți o ultimă intervenție, aș vrea să vă reamintesc faptul că din serviciile acestui Spital Municipal de Urgență Roman beneficiază nu doar locuitorii municipiului Roman, ci și locuitorii din cele 27 de comune aruncate. De acord, drept dovadă, noi am venit cu 500 de mii. Da, da, asta spun. Noi am venit cu 500 de mii, că altfel, dacă locuitorii din județul Neamț și din comunele arondate Romanului nu ar fi beneficiat, probabil n-am fi avut o motivație să venim. Noi am venit cu 500 de mii și cu 5 miliarde. 500 de mii vechi. 500 de mii. Vorbim 5 miliarde de lei vechi. Am venit cu 500 de mii. Urmează ca și primarul Romanului să vină și el cu o sumă. Vă rog. Nu. În caz că n-ați înțeles, doamna Consiliul Județean, noi nu avem nicio obligație Consiliul Județean. Nu suntem obligați de nimeni să plătim suma asta. Nu avem contract și nici obligație. Noi facem asta benevol. Și de-aia am spus că aștept bunăvoință și din partea primarului Romanului. Eu zic
să ne raportăm la faptul că acolo se plătesc penalități, este instituție de tocmai, asta spun. Și atunci, dacă noi, Consiliul Județean, putem să facem acest gest, să-l facem pentru a stopa penalitățile, pentru că dacă mergem pe această condiționare până la urmă, de pierdut tot cetățenii județului Neamț sau de pierdut. Și atunci, cred că cea mai bună soluție este, dacă aveți această posibilitate și dacă există această posibilitate în buget și să faceți această plată, căutăm soluții. Să ne asumăm noi, consilierii județeni, să facem acest lucru, iar culpa reprezentantului municipiului Roman va fi sancționată ca atare în ceea ce privește bunăvoința, cum ați primit domnia voastră. Eu nu cred că primarul Romanului nu are bunăvoință să dea și el o sumă de bani. Drept dovadă, fac un apel la primarul Romanului să aibă bunăvoință pentru cetățenii municipiului Roman care beneficiază de serviciile spitalului municipal, să vină și el cu o sumă de bani. Pot să mai lase alte investiții din județul, din Roman, care nu necesită așa mare urgență și să vină să, să ajute să rezolvăm problema asta acestui aparat de la spitalul municipal. Eu aș vrea să se înțeleagă că eu și domnul consilier Tălepcola și ceilalți colegi din grupul liberal vin aici, în acest consiliu, din postura de consilier județean. Am înțeles. Dacă mai sunt alte... Dacă nu, propun să închidem lucrările ședinței. Vă mulțumesc!